Dragilor, bine v-am regăsit la un nou episod Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi vom vorbi despre o carte superbă din folclorul, legendele, basmele poporului iranian și am alături de mine doi dragi prieteni. Este vorba despre Mihai Cernătescu, doctor în istorie, traducător și Mihai o să ne arate cărțile pe care le-a tradus și care le găsiți în portofoliul editurii Herald și pe site-ul editurii Herald și Cristi Rusin, doctorand în istorie, ambii prieteni pasionați de cultura islamică. Și astăzi vom vorbi despre această minunată carte, Peștișorul Negru, Basme, Povestiri și Legende Persane culese de Samad Behrangi, un autor iranian, fost profesor iranian, activist foarte important, cu ce s-a ocupat el în foarte scurta lui viață, 29-30 de ani, activist și critic social, folclorist, etnograf, traducător și scriitor de nuvele și a rămas cunoscut în memoria colectivă și literatura, putem spune literatura universală, pentru cărțile dedicate copiilor, în special Peștișorul Negru, unde îndeamnă cu îndrăzneală și într-un limbaj simplu, colocvial, la transformarea socială și interioară. Mihai, care are în spate și afișul lansării acestei cărți minunate, noi făcând un eveniment foarte frumos, alături de excelența sa, ambasadorul Iranului la București, dacă nu mă înșel, sâmbătă pe 25 noiembrie la Gaudeamus într-o după-amiază și acela este afișul lansării. Și aș începe, Mihai, te-aș întreba, spune-mi, ce te-a făcut să scrii această carte? Tu mi-ai povestit despre ea, cred eu, în urmă cu aproximativ un an, dacă nu mai bine, un an și câteva luni, și ți-ai dorit foarte mult să publici, mai ales la Herald, această carte. Eu am fost cu mintea, cu gândul, cu inima alături de tine și m-am bucurat enorm când am văzut că proiectul nostru, să spunem, a luat viață. Bună dimineața! Totul a pornit de la povestea principală, de la Peștișorul Negru, poveste foarte scurtă, efectiv un peștișor vrea mai mult, caută, vrea să vadă lumea, caută cunoaștere, caută o descopere. Și merge. Exact. Și nu știu, am simțit efectiv că trebuie să o traduc, pentru că întrebarea nu e așa de grea, pentru că nu este altcineva care să facă asta. Și de asta o fac eu, să traduc din folclorul persan, pentru că are valoare și efectiv pentru că nu este altcineva care să o facă acum în locul meu. Ca bulgările de zăpadă, cu cât citești mai mult, cu atât te adâncești și crește și crește și a ieșit acum, a ieșit toată cartea. Dar ea a plecat de la o poveste și apoi am mai adăugat încă alte 41 de povești, acum are 43 cu toatele și nu știu, totul e bun, îmi place, sunt mai rar ca un autor să fie efectiv el mulțumit de ce a făcut. Îmi place și calitatea poveștilor, să spun așa, materialul brut. Îmi place traducerea, că normal e a mea. Îmi plac desenele făcute de Radu Otărășanu. Vedeți chiar aici. El este, dacă suntem turși la fel, umbră și confundabil. Și m-am sfătuit și cu domnul ambasador Teodorescu, fost ambasador al României la Teheran, mai multe exact. Mandate, cu care am și colaborat acolo. Și care știe foarte bine limba persană. Să spun așa, cu sinceritate, e peste mine. Și nu sunt mulți pe aici, pe România. Și cu studenții mei iranieni. A fost, hai să zic, așa, o muncă de echipă, o colaborare mai degrabă. Bine, mi-am însușit eu, pentru că eu le-am pus pe toate cap la cap. Deci de la asta s-a plecat, efectiv de la frumusețe și nevoia de a spune celuilalt. Am simțit că trebuie să o fac, pur și simplu.
Cristi, pentru Te că rog. mi-ai mărturisit că ți-a plăcut foarte mult această carte și preocupările tale intelectuale și cele de cercetare sunt din zona culturii islamice și tu mi-ai povestit, ai scris mai multe articole, poți să și spui. Acum nu rețin numele revistei culturale din Râmnicu Sărat, în care ai publicat mai multe articole despre poeții persani, despre care în alte întâlniri eu și Mihai am mai povestit, pentru că noi aici vorbim, iarăși e foarte important, vorbim despre o carte publicată într-o colecție superbă. Această colecție a fost inaugurată la Gaudeamus în 2016, primul titlu publicat a fost o traducere tot a lui Mihai Cernătescu. Este vorba despre peripețiile lui Nasrattin Hoxha, pe care Mihai o vedeți la cameră, o are cartea. Deci o colecție superbă despre cultura islamică, această colecție frumos intitulată Înțelepciunea Inimii. Și aș vrea să comentăm următorul aspect. Cristi, poveștile în limba persană au fost publicate după dispariția sa, după dispariția autorului, în tiraje foarte mari și numeroase ediții. Poetul Gholam Hossein Saidi consideră viața lui Samad Behrangi drept capodopera sa, iar reputatul scriitor și poet Jalal Ali Ahmad l-a numit pe Samad Graiul satelor din Azerbaidjan și conștiința trează a unei culturi a exilului, pentru că el, la origine, fiind turc azer, dintr-o familie modestă. Da, sigur. În primul rând aș vrea să vă mulțumesc pentru invitații. Vă spun bună ziua și dumneavoastră și spectatorilor noștri. În ceea ce privește pe autorul volumului, Samad Behrangi, vă spun sincer că eu l-aș asocia din cultura și literatura română cu, pe de o parte, cu Ion Creangă și Petre Ispirescu, ambii fiind practic scriitori de povești și povestiri, dar și culegători de basme. Și pe de altă parte, l-aș asocia pe Samad Behrangi în ceea ce privește sfârșitul său tragic cu Nicolae Labiș. Exact Nicolae la asta, Labiș dar are o fără să poveste vorbim noi superbă. doi, exact la asta m-am gândit și să aduce aminte Mihai că am spus-o. Nicolae Labiș a murit la 20, în decembrie, dacă nu mă înșel, la 21 de ani și iată Behrangi la 29 de ani. Da, și tot accident. Da. Da, așa este. De asemenea, mai există un poet din zona fostului județ Râmnicu Sărat, iată fac referire și la zona unde mă aflu acum, Alexandru Sihleanu, a murit la 23 de ani. Un singur volum publicat de poezii și totuși a rămas în istorie, menționat de Eminescu, Sihleanu Liră de Argint în poezia Epigonii. Deci faptul că Behranghi a murit la 29 de ani nu înseamnă că el nu a lăsat în spate o operă impresionantă. Din contră, a lăsat în spate o operă impresionantă și influentă. Ce mi-a plăcut foarte mult, și ați spus lucrul ăsta de la bun început, în ceea ce privește volumul care a fost tradus de către domnul Cernătescu, este faptul că vom regăsi în cadrul acestuia o serie de povești, povestiri, basme, fabule, care au foarte multe, deci nu multe, foarte multe asemănări cu cele din literatura română. Și nu doar din literatura română, ci și din cea universală. Vă pot da câteva exemple. Există o poveste numită Bobiță. E tradus acolo cu acest titlu, Bobiță, în cadrul volumului. Povestea se aseamănă foarte mult cu Neghiniță, de Barbu Ștefănescu de la Vrancea, sau cu Punguța cu doi bani, Doi de bani. Ion Creangă. Deci, în cadrul acestei povești, despre un pitic, Bobiță, la fel cum era și Neghiniță, vom vedea foarte multe asemănări. În ceea ce privește relația dintre povestea aceasta a lui Bobiță și Punguța cu doi bani, în Punguța cu doi bani, la un moment dat, cocoșul este aruncat într-o fântână. Înghite toată apa, iar apoi este aruncat într-un cuptor unde scuipă toată apa și stinge jarul. La fel și în povestea lui Bobiță. În povestea aceasta consemnată
în volumul tradus. Alte exemple, avem destule. Domnița cu picioare late. E o altă poveste interesantă, din volum scurtă. Domnița cu picioare late, de fapt, era o rasă care, sigur, a eclozat, să spunem așa, într-o familie de pui. Găini. Seamănă cumva povestea cu rățușca cea urâtă. Avem de asemenea foarte multe povești și fabule cu vulpea. Avem lupul și vulpea, vulpea și Cămila sau leul și vulpea. Vulpea este foarte prezentă în literatura aceasta orientală, nu doar în cea română, cum știm și noi foarte bine. Ursul noi păcălit avem, de vulpe. Da, noi avem ursul păcălit de vulpe. În volumul respectiv este leul păcălit de vulpe sau lupul păcălit de vulpe, dar există și Cămila care a păcălit vulpea. Iar foarte interesant. Mai avem de asemenea o poveste foarte interesantă cu Malek Mohamed. Și această poveste seamănă, acest basm al lui Malek Mohamed seamănă foarte mult cu Prâslea cel voinic și Merele de aur din volumul lui Petre Ispirescu, cu basmele românilor. Avem de asemenea Domnița Rodie. Este o altă poveste care are anumite asemănări cu Albă ca zăpada. Există șapte frați care o ajută la fel ca cei șapte pitici. Mai există de asemenea dervișul. Dervișul în sensul de personaj care apare ca personaj pozitiv de cele mai multe ori în foarte multe povești. Și sigur, poveștile în sine, basmele, fabulele, sunt foarte pline de substanță, de înțelepciune, pentru că literatura orientală și nu numai, și literatura română, mai ales la Ion Creangă, a încercat să transmită anumite mesaje subtile prin forma unor simboluri. Știm, de exemplu, fabulele, și aici nu mă refer la Creangă, doar la Creangă, pentru că fabula a fost mult mai cultivată de către Grigore Alexandrescu la noi în literatură. Fabule... Și mai avem pe La Fontaine, da. Sigur că da. Dar vorbeam de literatura română în mod da, special. Da, da. Dar sigur există corespondente cu întreaga literatură universală. Fabulele practic încearcă să satirizeze anumite defecte omenești din societate prin simbolul animalelor. Acesta era și scopul fabulilor și basmelor, unde există animale care interacționează cu lumea umană în volumul lui Behrangi. Deci volumul este foarte interesant și de asemenea se aseamănă foarte mult și cu poveștile lui Hans Christian Andersen, de ce să nu o spunem, și cu filmele de la Disney. Deci trecerea prin acest volum este o adevărată inițiere în ceea ce înseamnă o lume Disney a Orientului. Exact. Analogii și similitudini cu, hai să-i spunem, folclorul universal, folclorul popular universal. Și eu recunosc, mărturisesc că citind această carte, poate așa, printr-un soi de simbioză, firesc m-a dus gândul la peripețiile lui Nastratin Hoxha, nu doar pentru faptul că sunt traduse tot de Mihai Cernătescu, ci pentru că nouă ne-a plăcut atât de mult acest volum, peripețiile lui Nastratin Hoxha, și cumva și în Peștișorul Negru am regăsit același substrat, să spunem, poate și lexical, și stilistic, și cultural, și literar, și așa mai departe. Pentru că, cum spuneam, noi am și dat glas, eu și Mihai, în întâlnirile noastre pe la târguri, poveștilor lui Nastratin Hoxha, pentru că a fost realmente aici, o bucurie să le citim. Cum? Da, aici, dacă îmi permiteți, trebuie făcut o paranteză. Foarte importantă de altfel. Volumul acesta nu le este adresat doar adulților, ci și copiilor. Este asta unul vreau dintre... să-l întreb pe Mihai. Asta vreau să-l întreb pe Mihai. Dacă această carte, sau mă rog, care este relevanța ei pentru cititorul modern, pentru cititorul iubitor de cultură persană și contextualizând al operei lui Samad Behrangi, în contextul epocii în care el a trăit și a creat la sfârșitul anilor 50.
este o carte deopotrivă pentru cum și peripețiile noastre, Tihocea, e la fel. Nu e doar o carte pentru copii. Chit că noi o știm din BPT, din biblioteca pentru toți, da, de acum, nu știu, 30-40 de ani. Dar e o carte și pentru copii, adolescenți și pentru adulți, fiecare în funcție de vârstă și de experiența de viață o citește și o percepe diferit, pentru că mă gândesc că un adult, luându-și informații și legate de viața autorului, vede această carte într-o altă cheie. Vede alte simboluri și subtilități. Bineînțeles. Cum să spun eu? Cartea asta este o culegere de înțelepciune populară. Înțelepciune populară, domnul Cristi Rusin spunea, de asemănarea culturală. Vorbim aici despre două națiuni vechi. Națiunea persană, națiunea română. Noi suntem oameni vechi. A fost timp ca toată înțelepciunea asta să crească, să se așeze și să ajungă astăzi în basme și povești. Absolut. Și copilul poate citi și poate înțelege foarte mult. Peștișorul negru este și pentru copil, dar și pentru omul matur. Este frumoasă în sine. Cred că fiecare va înțelege ce trebuie să înțeleagă. Adică ideile astea de corectitudine, de seriozitate, de cinste, de dreptate, merg la toate vârstele, cu atât mai mult la vârsta copilăriei, când trebuie să formăm copiilor noștri, că acum na, suntem părinți și știm despre ce vorbim, să le formăm un caracter corect, cinstit, sincer. Și cartea ajută. Cam toate poveștile au un mesaj moral, corectitudine, cinste, dreptate, adevăr, mai ales în societatea asta pe care o vedem cu toții, care merge cum merge. Și ce să zic, pe mine mă bucură că am reușit să o fac. Mi-a luat 2 ani de zile și na, e gata. Este la dispoziția publicului. E o carte frumoasă, vă încurajez să o citiți, chiar merită. Și mici și mari. E o carte care prinde, care îți spune ceva, te lasă un pic pe gânduri și, ca să zic așa, îți rămâne ceva după ce ai terminat-o, după ce ai citit o poveste. Bine că acolo este un pic de orient. Eu am încercat să las cititorului efortul intelectual necesar, dar și să ajut. Este greu. Și situația mai e greu să fii. Să-l ajut pe cititorul român care vine totuși dintr-o altă cultură, dintr-o altă religie, și să nu dai nici mură în gură, pentru că se pierde farmecul. Totuși, Correct. Necesitatea de a face un pic efort intelectual este prezentă în povești. Și la noi, nu știu, de la Isprescu la Creangă, te face un pic să te gândești, te scoate un pic de din mediul în care ești. Și așa este și cu Peștișorul Negru, așa este și cu peripețiile în Astatin, cu Ogea, așa este și cu Căna. Cartea la care proiect. Lucrezi. Da, no. M-am apucat. Na. Acum și în prag de sărbători, copil mic cu toate cele. Basme persane. De fapt, o să se cheme proverbe persane și basmele lor și poveștile lor. Că de asta vorbim de o nație foarte, foarte adâncă, foarte plină, cu o istorie foarte amplă, foarte atât mare cât și adâncă. Și acum vin cu numărul 3 pentru colecția cărți deschise. Deci, proverbe și basm care a dus la proverb. Nu știu, cine sapă groapa altuia, cade el. Păi de ce? Că uite, a făcut-o, pac, și cade el. Iar asocierea asta și asemănarea cu cultura română este cu culorile respective, este superbă, îmi place teribil. Deci, practic, eu abia acum încerc să descoper, să zic așa, și să cunosc
folclorul românesc când îl văd prin ochii altora. Te rog, Sorin. Cristi, tu, de exemplu, ca mă gândesc, cum l-ai perceput tu pe autor, dat fiind faptul și background-ul pe care l-ai și, să spunem, studiind alți poeți din cultura persană, așa cum spunea și Mihai, o cultură extrem de bogată, n-aș vrea să exagerez, dar poate una dintre cele mai bogate culturi din Orient și veche, dacă ne gândim la Persia antică și veche, da, multe milenii în urmă, dar și foarte bogată în spiritualitate. Cum ai simțit acest autor? Da, aș începe în primul rând pornind de la ceea ce a spus dumneavoastră, apropo de importanța literaturii și a culturii persane la nivel mondial. Dimitrie Cantemir, de ce ar face legătura între români și Persia? Dimitrie Cantemir spunea în una dintre ultimele, dacă nu chiar ultima sa lucrare scrisă, Sistema religiei mahometane, undeva la 1722 în Rusia, spunea faptul că nimic din ceea ce s-a produs în Occident până la acel moment, nimic din Europa de la poeții greci sau latini, nu se compară cu ceea ce au produs vreodată poeții și scriitorii din Persia, din Orient. Și se referă mai ales la persani, la Rumi, considerat de cei mai de mulți dintre cercetătorii din Occident drept cel mai mare poet al planetei, Hafez, Saadi, Shabestari și mulți alții. Acum, Samad Behrangi, sigur, vine mult mai târziu decât aceștia. El da, este să spunem că este contemporan, într-o oarecare este măsură. Este contemporan cu noi, cumva. Da. A avut un destin tragic. A murit în 1968, la 29 de ani. Moartea lui, într-adevăr, este un pic învăluită mister, pentru că anumite studii încearcă să arate mai mult sau mai puțin că moartea probabil ar fost datorată, sau mă rog, cauzată, mai bine spus, de neînțelegeri între el și autoritățile din perioada monarhiei persane de la acel moment. De altfel, știm că lucrările sale, inclusiv Peștișorul Negru, nu au fost foarte apreciate și chiar interzise de către regimul autorități, monarhic. Sistem, da. Da, da. Sigur că da. Asta arată un lucru important. Apropo de ceea ce am vorbit noi privind cui sunt adresate aceste basme, povestiri, fabule, ei bine, le sunt adresate și copiilor, în sensul că ei pot vedea doar partea exterioară, pot vedea doar învelișul, doar forma, nu văd exact însă miezul. Miezul poate să aibă, în interpretările unora, un caracter politic, în interpretările altora, un caracter religios, în interpretările altora, un caracter mistic, și așa mai departe. Ei bine, este foarte clar faptul că toate aceste asemănări între folclorul azer, persan, oriental pe de o parte, folclorul românesc pe de altă parte și nu numai, nu sunt întâmplătoare, nu vin neapărat pe fondul unei influențe sau pe fondul unui contact între popoare, ci pot veni, sigur, pe fondul unei tradiții mai vechi, unei tradiții care este comună tuturor popoarelor. Ne gândim, de exemplu, focul și apa care este prezent în povestea cu peștișorul, din Peștișorul Negru, din volumul respectiv, în povestea cu Bobiță și, de asemenea, la Ion Creangă în Punguța cu doi bani. Explică unul dintre cei care au înțeles foarte bine simbolurile din literatura română, Vasile Rovinescu, în volumul Creangă și Creanga de Aur, explică foarte clar faptul la Punguța cu doi bani că focul și apa sunt niște elemente din alchimie și sunt niște simboluri care sunt folosite cu un anumit scop. La fel și în povestea cu Bobiță, dacă privim lucrurile mai profund și dincolo de cuvintele în sine. Pentru că putem să ne întrebăm de ce a înghițit apa, de ce a scuipat apa peste foc și așa mai departe. Și de ce există aceste elemente și aceste povești în mai multe literaturi ale lumii. Deci Samad Behrangi, fără îndoială, este unul dintre
autorii importanți ai Iranului contemporan și nu numai, îl putem integra, din punctul meu de vedere, în seria autorilor de literatură, nu doar pentru copii, precum Hans Christian Andersen. Deci rămâne fără doar și poate în istoria universală, iar volumul tradus de către domnul Cernătescu este unul nu interesant, foarte interesant și care merită citit. Și sincer, mie cel mai mult mi-a plăcut povestea, cred că numărul 11, nu mai știu exact, cu domnul nebunul. Mi s-a părut una dintre cele mai profunde. Cum acest domnul încearcă să ucidă moartea, îngerul morții. Deci povestea aceasta putem extrage din ea foarte multă învățătură și despre credința în Dumnezeu și despre relația cu părinții, relația cu copiii și cu cei din jur. Mihai, în încheiere, pentru că mai avem relativ puțin timp, aș vrea un mesaj pe care tu, în calitate de, putem spune, un specialist în cultura persană, în poezia persană, în folclorul persan și iată această a doua carte tradusă de tine în colecția Înțelepciunii, Înțelepciunea Inimii din portofoliul editurii Herald, o mare bucurie după peripețiile unui astrat în Hoxha, un mesaj pentru cititori, că sunt ei copii, adolescenți sau sunt adulți. Ceva, ideea poate cea mai pregnantă care străbate această carte, aș numi-o eu, apropo de ceea ce spuneai tu puțin mai devreme, eu aș vedea-o ca pe o călătorie. Este o poveste, este o mare poveste, un tot unitar, împărțită în povești mai mici, în care, așa cum spunea și Cristi, noi ne regăsim. Eu aș mai adăuga aici și folclorul, eu aș mai adăuga aici și poveștile, pentru că îmi plac foarte mult și mi-a venit în minte Baal Shem Tov, mai sunt povestirile hasidice, da? Pentru că știm că Baal Shem Tov s-a născut undeva în nordul Moldovei, la spre granița cu Ucraina, și a dat acest superb volum, mă rog, Muntele de Aur, publicat în colecția Sefera Editurii Herald, și vorbind despre paralela dintre cultura persană și cea românească, mie mi-a venit și în minte povestirile hasidice. Așadar, Mihai Cernătescu, traducătorul Peștișorului Negru, un gând, un mesaj pentru cititori. El este Sfânt Behrantin. Ce frumos! Da. Aceasta este una dintre culegerile din care am luat materialul și asta este a doua. Deci, practic, am ales. Ce a fost mai bun, ce mi-a plăcut mie mai mult și un pic de subiectiv. În fine, am încercat să fac un lucru bun. Mesajul este acela tradus de această înțelepciune populară care vine de secole și la noi și la ei. De-aia se citește în continuare Creangă. De-aia se citește în continuare Samad Behrangi, pentru că vine cu mesajul secolelor de experiență. Vine cu morală, vine cu lucrurile care deja au trecut testul milenilor, nu că spunem acum al anilor. Fă bine, fii corect, fii cinstit, fii drept, mesajul meu pentru cititor. Este să încerce și dacă a trecut de prefață una, două povești și nu i-a plăcut, mi-asum ce pot să fac. Dar încercarea trebuie să vină de la tine, cititorule, pentru că na, Dumnezeu îți dă, dar însă nu-ți bagă, corect? Adică pune mâna, deschide, zbată-te, caută, fă o școală, domnul Rusin, poftim, este doctorant. Bun, deci asta înseamnă, trebuie să cauți, trebuie să te zbați, trebuie să alegi, trebuie să o cumperi, că și hârtia asta costă bani și totul. Trebuie să faci un efort pentru tine, că îl faci pentru tine, trebuie să te zbați, că nu o să-ți dea nimeni așa, parămăleață în gura lui nătăfleață. Exact, asta mă gândeam, parămăleață în gura lui nătăfleață. Corect. Da. Deci asta înseamnă că tu, om care vrei mai mult de la tine și care cauți și care vrei într-adevăr să înțelegi, trebuie să tragi un pic de tine. O să-ți ia niște ore ca să citești, să înțelegi, te pune pe gânduri, te mai cauți un pic pe internet despre ce e vorba acolo. Eu am dat foarte multe note de subsol
dar venit dintr-o altă cultură, chiar și așa te mai caută, îți mai cere și un fel de muncă suplimentară să înțelegi. Corect. Domnul se aminte, domnul, ăla e turcmen, vine dintr-o altă zonă, din altceva. Păi, normal că vrea de la tine să înțelegi cum adică nomazi. Păi, nomazi, acum na, stăm toți în blocurile astea și nu mai știm. Te pune un pic să te gândești, te pune pe gânduri. Așa îți deschizi mintea și o crești. Cap o floare, îi pui apă, o sapă, îi pui apă. Lumină. Și dă înainte și merge. Exact. Iar ce am făcut acum cu Samad Behrangi, ăsta este necesar pentru cineva care într-adevăr vrea să-și crească un pic mintea. Mulțumim foarte mult. Niște vorbe, spun eu, extrem de prețioase pe care, iată, ni le-a oferit traducătorul acestei cărți, Peștișorul Negru, Mihai Cernătescu, traducător, doctor în istorie. Ne mai arată încă o dată cartea la cameră, pe care toți trei vi-o recomandăm cu mare, mare drag. Este o carte senzațională, este o carte importantă și mai ales că avem sau am avut vacanța de iarnă. Iarna este un anotimp foarte bun pentru lectură, zic eu. Așa. Stăm în casă la căldură și citim și practic autorul, Samad Behrangi, ne poartă în această călătorie. Mihai ne arată și câteva deci imagini. Desenele sunt foarte bune. Totul desenele e bun. Sunt desenele, da. Cumva vin și ajută și îl pomenesc aici pe Radu Ioan Otărășanu, ilustrator și designer grafic, prietenul nostru, care, dacă nu mă înșel, în martie sau în aprilie, în primăvara acestui an, a fost plecat în Shiraz. Și a fost pentru el o mare bucurie și cred că cumva aceste desene ajută mai mult la înțelegerea mesajului transmis de aceste povești de autorul cărții. Mulțumim foarte mult, Mihai Cernătescu, traducătorul acestei cărți, care și-a găsit un bine meritat loc, un frumos loc în colecția Înțelepciunea Inimii, și Cristi Rusin, doctorand în istorie. Le mulțumim amândurora pentru sfaturile extrem de prețioase. Și ne dăm întâlnirea la un nou episod Cărți Deschise pentru Minți Deschise. Ce putem noi să vă oferim mai mult decât liniște în suflet, liniște în pace, o zi minunată și lectură plăcută. Cu siguranță, așa cum spunea Mihai Cernătescu, o să vă placă această carte. La revedere, numai bine!